Candidatul USL pentru un mandat de deputat în municipiul Giurgiu, Nicolae Florian, s-a aflat din nou în mijlocul oamenilor. De data aceasta s-a întâlnit cu locuitorii de pe drumul Stăneștiului, mai exact de pe străzile Prunaru și Cocorului. Și aici, ca și în celelalte cartiere vizitate, Nicolae Florian se bucură de susținere din partea giurgiuvenilor, fiind văzut ca singura soluție pentru dezvoltarea orașului, implicit pentru un trai mai bun. Suntem împreună, umăr lângă umăr. Atât PNL-ul cât și PSD-ul sunt printre noi și reprezentanții ai UNEPR-ului și ai Partidului Conservator. Împreună cu toții îl susținem pentru candidatura și ulterior avem certitudinea că îl veți vota pe Nicolae Florian, candidatul nostru pentru fotoliu de parlamentar în Colegiul 1 de deputați, municipiul Giurgiu. Foarte mulți dintre cei care sunteți aici îl cunoașteți pe Floricel, motiv pentru care prea multe despre el nu am să vă spun decât că, fiind giurgiuvean, va fi unul din puținii parlamentari pe care a avut Giurgiu și care ne va reprezenta întru totul interesele și avem certitudinea că prin tot ceea ce va face ne vom îndeplini visul ca să avem locuri de muncă, să putem copiii să nu mai trebuiască să plece în străinătate la București. Planurile pe care le are pentru a înființa o instituție de învățământ superior, ca toți copiii să poată învăța în Giurgiu, să nu mai trebuiască să plece în altă parte, sunt argumente care, alături de platforma Uniunii Social-Liberale, care va fi baza guvernării în urma rezultatului alegerilor din 9 decembrie, când sperăm cu toții că se va constitui o majoritate parlamentară care să poată guverna țara, motiv pentru care vă invităm la vot pe 9 decembrie să votați candidații Uniunii Social-Liberale. Argumentul forte al lui Nicolae Florian este că e un om serios, este că e un om care a reușit în viață, este că știm cu toții că este un giurgiuvean sadea și cred că asta e, dincolo de toate, mai important. Ceilalți candidați care vin în fața giurgiuvenilor au mai mult sau mai puțin legătură cu orașul ăsta. Ceilalți, unii au venit de vreo 2-3 săptămâni pe aici și au făcut buletin de Giurgiu pentru că se poate încă face treaba asta. Au venit cu GPS-ul pentru că până acum nu știau unde este orașul ăsta și or să plece tot așa cum au și venit. Am certitudinea că giurgiuvenii vor vota un giurgiuvean. Am certitudinea că USL va lua toate voturile care îi sunt necesare pentru a scoate 4 deputați și 2 senatori și că la sfârșitul acestor zile pe care le petrecem împreună ne vom reîntâlni și cu dumneavoastră și cu ceilalți giurgiuveni pentru a sărbători faptul că am reușit o victorie, o victorie a Giurgiului pentru Giurgiu și cred că ce este important după aceea este ca cel pe care îl votați să vă reprezinte în Parlamentul României. Sunt onorat să reprezint interesele a 4 partide, a PNL-ului, PSD-ului, UNEPR-ului și PC-ului. Sunt onorat că sunt pe sigla USL și am tras la sorți acum, au tras reprezentanții noștri și avem poziția numărul 1. Ne batem pe colegiul uninominal numărul 1 și vom ieși învingători. Da? Vom fi numărul 1. Trebuie schimbată atitudinea deputatului față de giurgiuveni. Trebuie ca deputatul să fie al giurgiuvenilor, să nu uite că ei l-au ales și să le reprezinte interesele în Parlament. Deci deputatul trebuie să fie proiecția cetățeanului în Parlament. De asta la sediul de campanie am scris deputat de Giurgiu, pentru că nu o să uit niciodată de unde am plecat, cum n-am uitat nici până acum. O să reprezint cu toată puterea mea interesele Giurgiului. Mă voi bate pe proiecte să aduc în Giurgiu locuri de muncă, să atrag fonduri europene, să aplic
să contribui la aplicarea strategiei de dezvoltare a orașului și județului nostru. Avem lângă noi primarul, avem lângă noi președintele Consiliului Județean, avem lângă noi miniștri, avem lângă noi foarte multe oficialități, autorități și oameni puternici care au reușit în viață. Origel, 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 origel. Una din propuneri este următoarea. Legi ministeriale. Să terminăm cu 14.000 de legi, pentru că legea proprietății nu se mai cunoaște din petice. Sunt 24 de ordonanțe care modifică legea proprietății. A doua, legea subvenției să facă pe suprafață. Să nu se mai facă pe suprafață, să facă pe producție. Pentru că rămân terenuri necultivate, dar își au subvenția pentru ele. Și mai sunt încă două care o să vi le spun dumneavoastră altă. Vă pup, sănătate, să trăiești, să fii alături de noi, să puteți face treabă în orașul ăsta. Alături de dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Bună ziua. Florian mă numesc. Să trăiți, să trăiți, să trăiți, să trăiți, vă pup, vă pup. Pe toți, să fiți sănătoși. Să fiți alături de noi, da. Și noi suntem lângă dumneavoastră și lângă nevoile Giurgiului, da. Numai împreună puteți să facem treabă, da. Altfel nu merge, da. Da. Vă pupăm, da. Să rămână. Vă susținem, suntem mândri că o să fiți în cartierul nostru, dar să mai aveți grijă și de noi, că uite ce stradă avem. Și noi pensionari nu prea putem să mai mergem pompietroile astea. Eu vreau să vă spun ceva. Da. Eu sunt, locuiesc pe strada Căminului, aici lângă dumneavoastră. Da. Și la mine tot așa este. Și de asta, dacă ne pasă, trebuie să ieșim și să facem schimbarea. Să vă ajute Dumnezeu. Asta trebuie să facem, da? Să ieșiți la voi, să vină lângă noi. Să vă ajute Dumnezeu. Vă votăm. Să rămână. Vă pup. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Vă pup. Vă pup. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Succes, domnule! Succes! Succes! Să fiți, să fiți sănătoase, să fiți sănătoși cu toții! Să ieșiți, să ieșiți la vot! Să ieșiți la vot! Giurgiuvenii știu foarte bine care le sunt nevoile și ce așteptări au de la cei care îi reprezintă în Parlament. Vor un viitor mai bun pentru copiii lor, vor o viață mai bună pentru pensionari și vor să aibă la cine să apeleze atunci când sunt la necaz. Dorințele lor coincid și cu cele ale candidatului USL Nicolae Florian, care intenționează ca din postura de deputat să facă tot ce este posibil pentru a veni în sprijinul comunității pe care o reprezintă. Nicolae Florian vrea și poate să dea o mână de ajutor prin promovarea și susținerea unor proiecte care să ajute județul Giurgiu și amintim atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă.